Bun găsit la Fresh Refresh! Vă vorbeam zilele trecute despre un aliment care este considerat de mulți remediu universal, varza. Astăzi vă mai spun unul care a făcut subiectul a 10.000 de cărți. Am citit recent una scrisă de un medic francez și am rămas interzisă. Despre ce este vorba? Doamnelor, domnilor, faceți cunoștință cu argila! Cu excepția herniei, a tratamentelor cu raze X sau constipației severe, argila este recomandată pentru tratarea tuturor afecțiunilor. O găsiți în comerț, la standurile de cosmetice, sub formă de pulbere, precum și în farmaciile naturiste, sub formă de comprimat sau praf. O puteți lua și din natură, dar trebuie să aveți certitudinea că este argilă. Există medici care recomandă să folosiți argilă dintr-un loc cât mai aproape de localitatea unde v-ați născut, fie că este vorba de cea galbenă, cea roșiatică sau cea cenușie, cele mai răspândite din România. În afară de beneficiile pentru ten, conținutul impresionant de calciu, magneziu, fier, siliciu, potasiu și alte substanțe vitale, recomandă argila pentru tratarea maladiilor tuturor sistemelor organismului. Într-un pahar cu apă, puneți o lingură cu argila, amestecați și beți în fiecare dimineață și seară timp de până la 3 săptămâni. Ajunsă în stomac, argila formează o peliculă care cicatrizează rănile. În această schemă de tratament, argila vindecă hipertensiunea arterială generată de afecțiunile renale. Hipotensiunea îmbunătățește circulația venoasă, se reduce semnificativ stresul, anemia și detoxifiază. 3 pahare de apă cu argilă pe zi, consumate 3 zile pe săptămână, timp de 3 săptămâni, sunt un ajutor minunat în diabetul zaharat de tip 2, hiper- și hipotiroidie, nodul tiroidien, nodul mamar sau spasmofilie. Până și respirația urât-mirositoare poate fi redusă semnificativ dacă puneți 2 lingurițe de argilă într-un litru de apă și clătiți imediat după ce v-ați trezit. Celulita, coșmarul multor femei, poate fi de asemenea redusă cu ajutorul argilei. Combinație cu miere, apă minerală, ulei esențial de portocale dulci și zeamă de lămâie se aplică pe zona cu probleme, se acoperă cu folie și se lasă să acționeze o oră. Repetați tratamentul săptămânal și după 2 luni veți observa că pielea nu mai are aspect de coajă de portocală. Dumneavoastră credeți că degeaba se tăvălesc animalele în noroi? Nimic pe această lume nu este întâmplător. Aceasta a fost pastila de sănătate de astăzi. Nu uitați de pagina noastră de Facebook. Iubiți cu voce tare natura. Ne face bine!